Ei, salutare, prieten! Aici prietenul vostru Alexandru de la Ceva Bunișor la Disc. De mult nu v-am mai prezentat ceva și acum suntem în 2019 și deja trebuie să vă mai prezint ceva, prieten. Azi avem pe plan aici să facem o fripturiță, dar fripturica asta, așa mai rar friptură de asta, pentru că cărnița asta nu-i cărniță obișnuită, dar e ceva specială. Ia uitați-vă, aici avem niște cărnițe de porcușor sălbatic, prieten. În America, pentru prima dată, un prieten o purta de grijă de mine și uitați-vă așa niște slaninuțe are, așa uitați-vă, purșeluș sălbatic și să vă mai spun, și niște caprioare. Ia uitați-vă aici, tătii bioaz, tătii natural, organic. Așa eu am pus-o prieten de-asară. De-asară am pus-o până amu dimineața, azi, aici deja e ora 3, am pus-o la marinat, i-am pus cu niște ceapă, i-am pus cu niște limonă. Limona știți că scoate mirosul, prieteni. Când aveți ceva carnea care are mai mult așa miros de oaie, poate nu tot să-l suportă, când puneți la marinat, numai decât puneți niște limonă și limona scoate mirosul. Ia uitați-vă, nu-i tare grasa asta, a fost purșelușul ăsta. Uitați-vă așa niște cărniță are numai. Și aici o punem amă un pic, să o fierbem întâi, prieten. Pentru că e mai deasă cărnița asta și mai greu or să fie, întâi o punem pentru câteva timp ca să fiar. Am pus aici sare, chipieri, așa ca de obicei, știți cum? O cepușoară, niște ustroieș de asta, praf din el și... Îndată suntem gata ca să-l punem la foc, prieten. Și ești pe fier? Cum v-am spus, am marinat-o, am scos-o din marinatul și ala, am curățit-o de ceapa și ei care era acolo, lămâia care am pus-o acolo pentru marinat. Uitați ce am pus-o, am pus-o aici în castrulică, i-am pus aici niște apșoare, am pus vreo două frunzulițe de dafel, uitați-vă aici așa, și am pus apșoara așa cât cuprinde și o lăsăm să fiarbă măcar o oră. Pentru ca să scoată și untura mai de acolo care este așa mai și să se facă să fie cât mai moale, prieteni. Așa că, prieteni, după ce fierbi cărnița asta și am să vedem, de obicei carnea care o luăm de la magazin, care e de la farmă, ea nu trebuie fiartă. Din cauza că e destul de ok dacă se marinează și se prăjește și se face bine. În schimb, noi azi avem carniță de purșel sălbatic și asta e mai tăruță, așa știți că asta o alergat pe câmpurile și pădurile americe, ea nu a stat în grajd. Și de aceea e mai tare și am să o fierbem o oră ca să fie mai ușor pe apoi, să o scotem din apă după ce o să fiarbă și atunci deja o să o ruminim noi cu șepșoară, cu toate merodenile ce ne trebuie nouă. Până atunci, ispitie. Așa, prieteni, suntem într-a două etapă, pregătirea fripturișii noastre. Am pregătit aici niște legume, uitați-vă, avem niște șepșoară, de data asta am să folosim și niște praj, nu știu cum să zice pe la voi, așa e mai verde, îl găsiți el să vinde pe la store-uri, avem morcovelă aici, avem niște buriței, avem ardeiuți roșii, galbini. O să prăjim tot amestecul ăsta, hai să vedem noi aici ce se petrece cu cărnița noastră. Wow, cărnița noastră o fier destul de bine. Așa, să vedem noi dacă e ok. Da, uitați-vă așa o fiert, îndată gata o scoatem și am să o rumenim întâi un pic așa pe... Asta o putem rumâni la disc, prieteni, dar azi e cam vânt frig afară. O să facem aici la pit în casă, într-un ceunel din ăla de calitate care se poate de prăjoli bine. Prăjolim așa cărnița un pic, apoi am să prăjolim toate legumele astea și sper să fie totul de minune. Etapa finală, după ce o fierb carne aici o oră și mai bine, am scos-o din apă și după ce am scos-o din apă, am pus un pic de ulei și am ruminit-o aici, prieteni, în ceunelul ăsta. Ia să vedem ce s-a prinit aici la noi. Așa ce să vă spun, am ruminit întâi un pic carnița,
apoi am adăugat aici așa ceapa, morcovul, ardei, și l-am prăjit aici tot frumos. După ce am prăjit, am turnat aici apă și am mai lăsat încă o oră jumate chiar la foc așa mic și am pus capacul deasupra și am lăsat să fiarbă în voie aici. Uitați-vă ce s-o primit aici la noi. Hai ca să vă arăt aici așa cu cuțitul așa mic. Ia uitați-vă așa, carnița o fiert foarte bine, s-a desfăcut așa tocmat. Uitați-vă aici așa cum se desface, tot se rupe. Am adăugat aici usturoiul, prieten, aproape de închiere. Am pus sare mai după gust, am mai pus chipier și o mai trăbit așa. La urmă aici așa un pic de verdeață ca să aibă miros plăcut și gustos. Așa, prieteni, uitați-vă, asta a fost fripturica. N-am făcut-o la disc afară pentru că v-am spus că am să facem azi aici în casă. Ce unelul ăsta e de minune. Vreau să vă spun că fierbe foarte bine, dați focul încetul și se primește tare bine. Acum știți ce așteaptă. Fiind.